Bună dimineața, domnilor și domnilor, cu un filtru nou pe Instagram retro. Vă salut din București și un mesaj înainte de începerea anului școlar. Doamnelor și domnilor, e important să știți că bătălia pentru educație continuă. Bătălia pentru maturitate și pentru înțelepciune trebuie dată în fiecare zi. Iar noi, dacă iubim cu adevărat copiii, trebuie să echipăm pentru ceea ce îi așteaptă în viață, lupta pentru valori. Și vă spun că școala românească e încă departe de punctul acela în care a înțeles care sunt valorile adevărate. Și de aceea știți că pledez de foarte mult timp pentru acest tip de disciplină. Putem să o numim și auxiliar dacă e nevoie. Disciplina numită marile cărți. Cred că Biblia, cred că Platon, Aristotel, cred că stoicii, cred că autorii medievali, cred că Augustin, Toma d'Aquino, Dante, înainte de, bineînțeles, Toma d'Aquino, Boețiu, cred că Marea Renaștere și, bineînțeles, toată tradiția bizantină, toate acestea trecând prin reformă și ajungând la modernitatea timpurie a lui Edmund Burke, toate aceste enorme resurse intelectuale pentru civilizația occidentală, dragi prieteni, trebuie aduse în școală. Copiii trebuie să înțeleagă de ce civilizația noastră europeană e diferită, e fundamental diferită de alte civilizații. De ce la noi sunt alegeri și în alte locuri nu se fac alegeri? De ce la noi există comerț liber și în alte culturi nu există libertate economică? De ce la noi, bunoară, există libertate religioasă și în China sau în Coreea de Nord sau în țări precum Cuba libertatea religioasă nu există? Toate aceste diferențe între lumea noastră occidentală și lumea care ține de despotismul asiatic trebuie să înțelese, asimilate și apreciate de către tinerii care merg la școală. Deci primul lucru pe care doresc să-l spun, îmi cer scuze pentru acest filtru, dar poate reușesc să-l schimb, că nu-mi place. Primul lucru pe care doresc să-l spun este că, doamnelor și domnilor, în școala românească trebuie să introducem studiul marilor cărți și studiul civilizației occidentale. Acest studiu se face în anumite locuri din Statele Unite, din America, se face prea puțin în România, pentru că până la urmă cei care au condus Ministerul Educației înșiși nu au habar de ceea ce înseamnă gloria aceasta a spațiului european. De asemenea, pe lângă faptul că trebuie să schimbăm încet încet paradigma de învățare, aș dori să introducem mult mai multe stimulente pentru performanță, pentru cei care fac parte din elita școlii românești, pentru cei care merg la olimpiade, pentru cei care rămân în țară și studiază mai departe aici, în vechea Dacie, vine să spun, pentru cei care însă nu doar ca elevi, ci și ca profesori s-au implicat în performanță, trebuie să găsim metode de remunerare. În Londra, când eram student, exista acea contribuție pe care o primeam de 2500 de lire, doar pentru că trăiam în Londra și pentru că viața era mai scumpă la Londra, primeam niște bani extra și cred că lucrul acesta trebuie făcut în București. În București, cei care totuși resimt presiunea aceasta unei vieți scumpe, dacă sunt dascăl și dacă sunt elevi de excepție, cu burse de merit, trebuie să primească un ban în plus. Nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor, cred că hrana, nu doar cea spirituală, intelectuală, ci și hrana fizică trebuie modificată. Studiile din ultimii 30 de ani au arătat rolul proteinei pe care trebuie să-l apreciem, da? Un iaurt românesc pe care îl ofer copiilor și care trebuie să fie proaspăt, pe de o parte. Importanța unui suc care e plin de vitamine, cum ar fi un suc natural de mere. Toate acestea cred că nu mai pot fi contestate. Dacă tu dorești să ai copii care dimineața au o stare de concentrare, de prezență și de atenție la școală, atunci trebuie să le oferi aceste superbe mere, de ce nu merele de Voinești, de pildă, pe care le putem recolta din livezile țăranilor care se află fie în Dâmbovița, fie în Prahova, fie în alte locuri. Cred foarte mult că trebuie să aducem în școala românească produsele române și cred că acest lucru va ridica, repet, nivelul de cogniție și de concentrare ale elevilor care se luptă cu această boală, anume
deficitul de atenție. Este o boală a lumii moderne care ține și de acest instrument numit telefonul. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, e dimineață, trebuie să plec la o altă întâlnire acum, sunt în piața Râmnicu Sărat din sectorul 3 și mesajul pentru dumneavoastră este: gândiți-vă la importanța școlii, gândiți-vă la importanța educației ca proces continuu, nu întâmplător am făcut Școala Neamțul, nu întâmplător și astăzi avem o prezență extraordinară la cursurile online pe care le organizează Vocea Libertății, vorbind despre președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop. Puteți să vă înscrieți la adresa store.vocealibertatii.ro pentru a beneficia de aceste cursuri fabuloase ale celui mai important istoric în viață. Dar dincolo de aceste lucruri vă spun că e important să gândim asupra națiunii române altfel și să înțelegem că cea mai importantă resursă, așa cum nu obosesc să repet, nu este nici măcar petrolul, nici aurul, nici argintul. Cea mai importantă resursă pentru o națiune este mintea, imaginația, voința și caracterul copiilor care se nasc în această națiune. Și doar șlefuind caracterul și voința, doar luminând sufletele, inclusiv prin textele sacre, prin textele civilizației iudeo-creștine, dar și textele de filozofie ale autorilor antici, greci și latini, doar astfel vom putea forma niște luptători pentru valorile perene. Doamnelor și domnilor, din București îmi iau un rămas bun de la dumneavoastră, vă aștept în continuare pe canalele noastre de Facebook, de YouTube, urmează niște interviuri explozive, va fi și un dialog cu Teodor Baconschi pe care îl vom lansa la începutul săptămânii viitoare și alte surprize. Îmi iau rămas bun. O zi excelentă vă doresc în continuare. Nu uitați că săptămâna are 6 zile de lucru, nu 5. Dumnezeu s-a odihnit o singură zi. Mai avem și ziua de mâine, e sâmbătă, dar muncim și sâmbăta. Duminica ne odihnim. De aici din București, mi-au rămas bun. La revedere și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc mult.